sub soarele aceleiași glii. Aș începe cu o întrebare. Ce înseamnă glie? Glie. Bun. Și mai, și mai are un sens de? Bun. Adică? Pământ, țărână, țară, popor, națiune. Adică, v-am adunat în diversitate, din clasele a 9-a până între a 12-a, de etnii diferite, să facem o activitate împreună, să vedem dacă reușim să o ducem la bun sfârșit. V-am grupat, după cum bine ați văzut, în cele 6 inteligențe, deci activitatea merge pe teoria inteligențelor multiple și am încercat din discuțiile purtate în anterior cu voi să vă fixăm pe fiecare acolo unde vă simțiți mai în largul vostru. Sper că am reușit măcar 80% să fie chiar așa, am intenționat. Oricum, rugămintea mea este să colaborați. Activitatea debutează cu domnul profesor Ducan, care ne ajută și este alături de noi de fiecare dată, pe care l-am rugat să vă țină un mic discurs. Mic. Dar important. Nu știu cât de important este discursul, dar cu siguranță va fi mic. Nu foarte mic. Adică scurt, în sensul că este scurt. Sigur, am fost invitat de către doamna Grif și de catedra de limba și literatura română din școala noastră pentru a spune câteva cuvinte sub genericul sub soarele aceleiași. Este un generic interesant, este un generic sub care s-ar putea ține expozeul, s-ar putea face chiar simpozioane și s-au făcut simpozioane. Eminescu a spus asemănător, tot ce mișcă în țara asta, râul ramul, nu este prietenul mai mie, iar ție dușmanul este. Ție celui din afară. Fără să știți, poate că și ceea ce faceți voi astăzi este un act patriotic, este un act de iubire față de glie, față de glia aceasta a neamului românesc. Sigur, s-ar putea să vi se pară puțin desuet acest subiect acum, după 90, când, iată, vrem cu toții să fim în Europa. Poate noi vrem mai mult decât vor alții să ne primească. Exemplele sunt concludente. Ei, în aceste condiții ar se impune o întrebare. Oare mai este de actualitate iubirea de glie? Oare mai este de actualitate iubirea de neam? Oare mai este de actualitate iubirea de moși și strămoși, nu? Eu vă spun răspicat că da. Și am foarte, foarte multe exemple și voi veni cu exemple europene. V-ați văzut meciuri la televizor, ați văzut diverse spectacole. Francezii, când merg pe un stadion și joacă echipa lor națională, înainte de a striga haide Europa, striga haide Franța, germanii strigă germani, hai germani, rușii strigă haide Rusia și așa mai departe. Deci înainte de a fi europeni, francezi, englezi, englezi, germani, germani. Cred că același lucru ar trebui să-l adoptăm și noi. Înainte de a fi europeni, suntem români. Și în aceste condiții, trebuie să ne gândim în continuare ca pe o datorie sfântă tot ce mișcă în țara aceasta. Chiar și acțiunea voastră este un act care implică și arată iubirea față de acest spațiu. Faptul că veniți la școală, faptul că mergeți acasă, faptul că aveți preocupări de toate felurile. Sigur, mă veți întreba, ce poate fi iubirea de țară când merg acasă și mănânc sau sap în grădină? Da, iubirea de țară poate avea o paletă întreagă de aspecte, de la aspectul banal, firesc, până la aspectul spectacular, cu sau fără reflector. Sigur, sunt la modă, sunt mai vizibile cele spectaculare, iei un steag, mergi nu știu unde, iei o sabie, dai 10.000 de capete. Este un aspect al iubirii, dar lucrurile de fiecare zi fac parte din acea
umbrelă mare iubire de, de fiecare dintre. Țăranul care n-a fost de acum 5 ani, de acum 10 ani, de acum 100 de ani, de acum 1000 de ani, care n-a participat la nicio bătălie, ci și-a arat o gorul liniștit în bătătură, a avut, a făcut un act patriotic. Faptul că a făcut 10 copii, la fel un act patriotic, așa cum a făcut un singur copil. Faptul că Nichita Stănescu, care, uite, anul acesta a împlinit 80 de ani, este anul Nichita, nu 80 de ani la naștere, acum 31 martie, a ridicat, în conjurul până la rang de metaforă, este un act de iubire. Faptul că strungarul meșterește la strung rotundul materie, este un act de iubire. Așa cum act de iubire, l-are și scriitorul care scrie, așa cum și profesorul care predă, așa și cum elevii care vin la școală. Deci trebuie să priviți mult mai larg toate lucrurile acestea. Cred că este necesară iubirea de țară, cred că trebuie să continuăm pe aceeași idee, să ne respectăm trecutul, pentru că dacă ne respectăm trecutul, avem certitudinea unui prezent și siguranța unui demers în viitor. Viitor fără trecut, deci o premisă a viitorului este trecutul. Și iubirea de trecut este absolut necesară. Vreau să închei acest scurt speech cu două poezii pe care subsemnatul m-am învrednicit să le fac dintr-o carte, se numește Supraviețuirea. Două poezii, dar am ales două poezii mai pe înțelesul vostru. Țara este acolo unde te doare. Țara este acolo unde te doare, nu acolo unde e mațul plin. Locul e de care, fiind departe, fără să vrei, îți scapă un suspin. Țara este acolo unde ochiul cade în palma unei flori și de unde încărcat se întoarce cu imagini pline de fiori. Țara este acolo numai unde tu te simți mereu ca un nou născut și în care usc cu nostalgie pântecul pe care l-ai durut și unde prin nevăzute fire în mreaja ei ești prins în timp, când cu o copilărie, când cu un pumn de moși din țintirii. Țara este veșnica mirare de a fi îmbogățit în ea. Este datoria ca fiind floare să-ți dărui în mirezne inima. Și în cuvântul, și postul. Poezia? De mi-ar sări la bere gată. De mi-ar sări la bere gată, de mi-ar lua ochii în cuțit, tot aș iubi această glie de care fost am zămislit, ca vie flacără în vatră, urmând a mii de generații, un lemn de rând arzând pe foc în numele acestei nații, pădurea este fără de sfârșit, vă spun chiar eu că am copii, copiii mei la rândul lor, refrenul acesta îl vor ști, căci mistuindu-se doar pot, pe sine dăruindu-se ca forma plății, vor fi aici permanent strigați într-un pomenic al continuității. Mulțumesc! Exemplu de gest patriotic, puteți să-mi dați? La ce te referi la mine? Mulțumesc! Da. Deci, scrierea poeziilor. Și dacă nu am talent să scriu poezii, un gest patriotic? Citirea poeziilor. Altul. Prin sport. Bun. Altceva. Faptul că te menții sănătos. De ce nu? Altceva. S-a trebuit să vă întreb logaritm mai bine? Nu. Poate era mai ușor, era o întrebare mai ușoară. Un exemplu de ce spate ori. Transmiterea istoriei. Bun, deci istoria. De care învățați la școală? Sau nu? Sau ce învățăm de la bunici. Bun. Un exemplu bun de ce spate ori. Faptul că am răbdare să ne ascult unii și să vorbească despre trecutul cu ei, de fapt. Nu, nu, nu. Altceva. Muzică. Să mergem la bun. Râdeți? Exact. Este unul dintre, poate, cele mai mari gesturi patriotice.
Pentru că ne plac sau nu ne plac conducătorii, voi nu știți cum a fost în comunism, nu știți cum a fost în despotism, nu știți cum a fost când în țara ta nu poți să vorbești limba ta, să asculți muzica ta, să dansezi dansul tău. E un gest foarte bun, pentru că dacă nu te duci să-l exerciți, practic ce nu faci? Nu ai dreptul să comentezi mai apoi că clasa politică nu este de treabă. Foarte bun exemplu. Altul. Eu am unul în cap, dar nu vreau să vă zic încă. Și voi știți, numai că nu vă gândiți. Ce v-a zis domnul Ducan? Lucruri mărunte. Gesturi la care...